Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate informațiile, toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Cât de greu este să fii antreprenor în zilele noastre, în condițiile în care, iată, statul vine cu tot felul de variante de a sprijini antreprenorii, dar mai sunt unele aspecte care nu sunt deloc de neglijat în ceea ce privește taxele, impozitele pe care mulți dintre antreprenori trebuie, sau toți antreprenorii de fapt trebuie să le achite, și ne amintim cu toții ce s-a întâmplat atunci când au fost produse acele modificări fiscale. Mulți au ieșit chiar și în stradă nemulțumiți de aceste măsuri, unii dintre ei chiar au pus lacăt pe micile lor afaceri, dar nu ne pierdem speranța, pentru că atât timp cât există oameni profesioniști, oameni care sunt calificați sau supracalificați în profesiile, în meseriile pe care și le-au ales, chiar cred că pot face performanță în continuare. Este greu, este destul de complicat, mai ales că mulți dintre aceștia nu găsesc oameni specializați, oameni calificați care să muncească. Vom discuta astăzi despre bulina albă și bulina neagră, dacă pot spune, din tot ceea ce înseamnă antreprenoriat. Vom discuta și despre provocările care survin așa de la un an la altul cu invitatul meu, Mircea Toderaș, instructor pizza, antreprenor, premiat, medaliat la nivel internațional. O să discutăm și despre aceste lucruri astăzi. Bună ziua, bine că ai venit într-un final. Da, pentru bine te-am regăsit, pe doamnele, și mulțumesc de invitație. Pentru că noi am vrut să facem de ceva vreme această emisiune, dar activitatea pe care o ai este una destul de intensă și, iată, mai ales în această perioadă a verii, sunt multe provocările în ceea ce privește o afacere, în ceea ce privește antreprenoriatul, cum ne place nouă să spunem așa, în ultimii ani, în ceea ce privește gestionarea unei afaceri. Asta e greu? Greu? Nu. Dacă faci ce îți place, nu poate să fie greu. Și eu fac exact ce îmi place mie. Ce spuneai înainte de perioada de vară acum, dar sunt invitat la tot felul de evenimente, de life coaching-uri făcute chiar acum câteva zile de la Mamaia, de la o companie foarte mare care a făcut un life coaching foarte, foarte mișto, și am avut surpriza să fie și hunedoreni pe terasă acolo. Asta înseamnă că gătești în fața oamenilor? Acolo nu, în alte părți am făcut, doar în ultimul nu, dar în restul am făcut chiar în fața oamenilor. Nu e greu să fii antreprenor, ci ce-i înainte de partea de taxe și impozite, din punctul meu de vedere acum... A fost așa o răscoală la un moment dat din partea multor antreprenori. Da, a fost răscoală pentru că nu știam ce o să fie, știi? Mm-hmm. Dar în momentul când am început să ni se explice mai mult, din punctul meu de vedere, cel puțin cu e-factura, pentru mine e un ajutor foarte mare. Din punctul meu de vedere. Poate că unii nu sunt de acord cu mine, dar eu plătind taxele lună de lună la stat, nu mi-am greunat. Mi-am fost un pic teamă, nu știam ce se întâmplă, cum se tot ceva ce, nou, ce ține de un element de noutate, exact. Dar să știi că cel puțin cu e-factura pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Foarte mult. Și inclusiv cu furnizori, inclusiv cu plățile care le facem la furnizori, inclusiv cu plățile la stat. Adică pentru mine e mult mai ușor de ținut un control mult mai îmbănuțit asupra activității mele. Și atunci eu sunt de acord cu partea asta de factura. Poate mulți o să mă contrazică, dar ăsta e punctul meu de vedere. Ușurează cumva activitatea? Da, ușurează destul de mult. Având tot timpul facturile venind, le vezi, nu poți să pierzi o factură care n-ai achitat-o, poate. Eu mă s-am întâmplat să uit, să plătesc un furnizor, uitând de factură. Și atunci, acum nu mai există această variantă. Nu. Ușor eliberez și o factură pentru clienții care îmi cer factură, că sunt și firme care comandă la mine și au nevoie de factură. Foarte simplu, se transmite factura, nu mai trimit fizic, în câteva minute le ajunge în serverele lor. Foarte simplu din punctul meu de vedere.
afacerea pe care o ai de câți ani? De 13 ani. De 13 da. Ani. Ai avut vreodată, nu știu, gândul de a renunța? Pentru că vedem, undeva cel puțin, se deschide astăzi o cofetărie, un bar, un local. Peste jumătate de an, un an, vedem cu lacătul da. Pus pe, acel, pe acea afacere. Da, nu am niciodată de gând. Și tocmai ce spuneam la început, fac ce-mi place. Și atunci... Nu aș putea. Și mă, e ca și un copil născut și crescut și ajuns la maturitate și mai are un picior de la liceu sau iese la bulet, cu buletinul, să zice, la 14 ani. Da, e un caz fericit, să spunem, acesta da. Pe care pot să zic că da. Și unde greșesc ceilalți atunci? Repet, vedem în centrul municipiului Deva, fiindcă locații foarte bune, cu un vad foarte bun, da, care... Fiindcă înainte de a deschide, nu studiază piața, nu se interesează, din punctul meu de vedere, asta, nu se interesează cu ce să mănâncă, să zicem, cu de rigoare, acel business și normal să dea faliment după 6 luni sau după un an. Și pot să spun, pe domeniul meu, strict de pizzerie, un proprietar de pizzerie ar trebui, în primul rând, să știe el toată partea de pizza, după care să-și deschidă o proprie afacere. Ceea ce nu se întâmplă lucrul ăsta. Foarte puțin încerc să învețe din alte părți, să merg la cursuri, foarte puțin în lume. Au niște bani, deschidem o pizzerie și nu funcționează. Sau funcționează o perioadă scurtă, fiindcă tu asculți de cei care ai angajat, care pot să nu fie profesioniști. Pe lângă faptul că cel care își deschide o afacere trebuie să fie foarte bine informat asupra tot ceea ce înseamnă acel business, are nevoie și de oameni, are nevoie de specialiști, să spunem, de oameni calificați. Cât de greu este să-i găsești pe acești oameni? Foarte greu. Cel puțin în domeniul Horeca, extrem greu. Sunt probleme mari în această industrie, tocmai de aceea s-au dus din alte țări, din țările asiatice, în primul rând, dar greu găsești oameni calificați din toate posturile, inclusiv de la cameristă până la executiv șef într-un restaurant. Extrem de greu să găsești personal. Ziceam înainte de proprietarii care își deschid strict pizzerii, cum vorbesc în domeniul meu, care investesc și după 6 luni dau faliment. E normal să dea faliment pentru că nu înainte de a deschide nu încearcă să-și găsească cursul sau să învețe despre domeniul de activitate. Având niște bani, deschidem o pizzerie sau un restaurant, ne bazăm pe cei care angajăm, care pot să nu fie profesioniști și urmează falimentul cu siguranță, 100%. Tu ai luat puțin altfel lucrurile. Da, am luat altfel lucrurile. Începând, am lucrat eu cam un an și 2 luni de zile, am lucrat în pizzerie singur, cu 2 șoferi și după care am început să angajez oameni. Acum suntem 9 oameni în total. Asta nu înseamnă că ai părăsit bucătăria, nu? Nu am părăsit bucătăria. Nu. Eu sunt primul care mă duc în bucătărie. Eu în fiecare dimineață la 5:30 mă duc, pregătesc alături, dacă e de pregătit, dacă nu am plăți ce am de făcut pentru furnizori, necesarul de marfă, dar la mine e o regulă, la 5:30 eu sunt în pizzerie, adică toată lumea știe lucrul ăsta. A trebuit să fie o regulă pentru toți antreprenorii să fie acolo în prima linie, în business-ul lor? Cu siguranță, da. Acum nu am la 5:30, poate așa sunt eu, dar undeva printre primii ar trebui să fie la serviciu. Da. Dacă e un business mic, dacă e un business mai mare, atunci trebuie să ai oameni pe anumite posturi care își fac treaba. Dar în business-urile mici, cum suntem noi, un business mic, atunci e normal să fiu prezent zi de zi acolo. Fără mine nu merge. Iată o altfel de mentalitate, să spunem, pentru că atunci când dețin o afacere, unii cred că sunt șefi, nu mai au nevoie decât să delege anumite... E cea mai mare greșeală să pornești un business și dacă ai cunoștințe despre acel business și să nu te mai interesezi decât la sfârșitul zilei cât ai și pe Z. Din punctul meu de vedere, cea mai mare greșeală. Dar unii văd că o fac și nu știu de ce. Fiindcă sunt banilor, banii familiei în mijloc, banii salariaților care au fiecare familie. Dacă dă o firmă faliment, rămân multe familii pe drumuri. Până se angajează în altă parte, adevărat că găsesc servici după o săptămână, 2-3. Dar acele familii nu au un salariu, un venit.
Și atunci e greu să nu faci lucrul ăsta. Eu îl fac. Eu mă duc în fiecare zi, mă interesează de angajații, mă interesează de stat. Niciodată n-am rămas de stat la stat, niciodată. În toți cei 13 ani sunt cu plățile la zi, chiar înainte cu câteva zile îmi plătesc tot absolut la stat. Pentru că așa funcționează. Așa funcționează nu în România, nu suntem noi, știți cum se zice, buricul pământului. Nu, așa funcționează și în America, am fost anul trecut în Statele Unite, toată lumea plătește taxe la stat. Ca să așteptăm ceva de la stat să ne facă ceva, doar prin taxele noastre pot face. Acum că se fac sau nu se fac, asta e altă discuție. Nu intru în acea discuție. Dar dacă nu plătim taxe la stat, nu avem nici asfalt, nu se taie nici iarba și nu avem nimic. Bun, acum mai sunt și excepții. Vorbesc în general în mare. Eu, din punctul meu de vedere, ar trebui toată lumea să plătească taxe la stat, inclusiv cu toată lumea zice acum de evaziune fiscală pe TVA, pe nebunii. Nu înțeleg de ce fac lucrul ăsta, că nu te îmbogățești. Sau dacă te îmbogățești, am te prinde și vei plăti. Și faci bușcărie. Scuze, mă gândesc, dar da, așa se întâmplă acum. Da, asta se întâmplă, exact, și vedem, și am văzut lucru. Atât de multe cazuri. Nu înțeleg, poate lumea o să mă blameze acum ce spun, dar până la urmă, ăsta e adevărul. Da, românul, dacă nu mai și fentează puțin legea, parcă nu e... Dar de ce să fentăm? În alte părți, de ce nu fentează? Sau dacă fentează, poate foarte puțin procent fentează. Îți spun, în Statele Unite, sunt niște taxe enorm de mari. Am discutat, am fost anul trecut, am stat 3 săptămâni în Statele Unite. Am fost invitat la 2 pizzerii, una în Seattle, una în Olympia. Am fost invitat în Las Vegas la cea mai expoziție de pizza. Am discutat cu proprietari de pizzerii, inclusiv românii, m-am întâlnit în Las Vegas, care și de personal am discutat, dar am discutat și de taxe. Și ei plătesc taxe, foarte mult. Dar, până la urmă, statul, ce să întreține? Ce să face statul cu banii, după aceea e altă discuție. Doar că noi, dacă trebuie să plătim taxe la stat, din punctul meu de vedere, trebuie să-l plătim. Ok, să nu ne subjuge sau să vină taxe enorm de mari, dar momentan nu sunt. Suntem destul de bine față de Germania, față de Italia, vorbesc Statele Unite, e altceva acolo. Dar în Europa, zic că suntem printre ultimele, adică plătim cel mai puțin la stat. Sper să nu vină taxe mai mari. Asta e partea a doua, se discută. Se discută, da, că după acest an super electoral s-ar putea să se mai schimbe puțin și aceste taxe. Sper că nu, taxe. Sper totul să nu facă acest lucru, pentru că dacă se face cel puțin pe Horeca, o să fie probleme mari. Așadar, putem spune că nu statul pune lacătul pe unele afaceri, ci exact cei care au acele managementul, business-uri. Da, managementul unui business pune lacătul pe afacere. Îndeva sunt destul de mulți antreprenori. De cele mai multe ori ne gândim că există acea râcă, să spunem, între ei. Posibil, da. Nu știu sigur să spun. Deci eu ce nu ai simțit-o. Eu n-am simțit-o și nici nu am râcă împotriva nimănui. Eu chiar am... O competiție. Acum, da, poate să fie competiție, da. Dar să fie una corectă, da, nu? Una corectă. Știu că am avut o întâlnire acum, se organizează și se pune bazele unui ONG, din ce știu, inclusiv toți antreprenorii din orașul Deva, inclusiv încă un ONG pentru județul Hunedoara, în care să putem colabora cu instituțiile publice, să mergem cu la dâns și cu anumite probleme ce le avem, să le putem dezbate, să le putem rezolva, că asta e cel mai important. Și sper să înceapă acest lucru. Am avut niște discuții, am fost invitat, de două știu că s-a ținut, o singură dată am fost și eu zic că o să fie spre bine toată treaba. Deci deja s-au făcut pași pentru a se înființa ONG în care toți antreprenorii din toate domeniile de activitate, și care să facă parte din acest ONG, să facă front comun cumva. Fiecare domeniu are anumite probleme și atunci asta să și discută pentru de la astea publice, de la DSP-ul, DSV-ul în domeniul meu, primăria orașului Deva, care... Și atunci putem să mergem la ei să le punem anumite probleme, prin discuție, să le putem rezolva sau nu. Unde, știți cum se spune, că unde sunt mai multe minți luminate, sigur iasă ceva mai bun. Poate să fie ceva, mai bun. Eu sper să iasă bine.
din punctul meu de vedere. Știi? E nevoie de un astfel de ONG, de astfel de asociații, să spunem, în care toți antreprenorii să-și spună acolo... Să-și spună păsurile. Și păsurile și să vină cumva și cu... Și, da, poate să vină și cu soluții. Sunt și cei cu, am discutat cu cei cu pensiuni, să putem colabora unul cu altul, adică ne putem și ajuta între noi. Eu cu pizza, cel puțin, alte restaurante cu meniu zilei sau alte mâncăruri pentru pensiuni care nu au bucătărie, pentru că nu toate au. Și cred că majoritatea nu au. Și atunci putem colabora între noi. Nu e o chestie că toate pensiunile se cumpără de la un anumit restaurant sau... Nu, fiecare rămâne tuneau și atunci eu zic că putem face. Ei câștigă pe departe, noi câștigăm pe departe. Ne putem ajuta și cu discounturi oferite pentru clienților. Pentru că, problema asta, vrem să vină turiști în oraș, că mă deschid partea de turiști. Vrem să vină turiști în Neva și să stea, nu să vină să viziteze o zi să plece. Cum se întâmplă cel puțin acum și cu părere de rău spun lucrul ăsta. Dacă stau și acea zi. Da. Alte ori vorbim doar de câteva ore, poate petrecute și cetatea cumva este emblema noastră, emblema Devei și știm cu toții că au fost destul de multe probleme în ultima perioadă. Știi cum e, sunt chestii tehnice care noi nu le știm din spate, noi le vedem altfel, doar vedem că e închisă și atunci mai s-a închis. Acum cine a greșit răspunde, bănuiesc, am înțeles că a venit și organele de control, sunt acolo. Cineva va răspunde pentru treaba asta, pentru că fonduri europene, chiar așa simplu, și dacă nu erau din fonduri europene, erau din banii publici, tot cineva va răspunde. Eu zic că o să va termina și asta cât de curând și atunci o să aveți și turiști undeva și atunci avea să-i ținem aici. Pot fi ținuți turiștii sau cel puțin să fie scoși de venii din case și datorită gastronomiei? O, da, să știi că da. Eu am luat parte la multe evenimente gastronomice în țară, undeva nu. Dar în țară am fost foarte multe, unde cred că jumătate din oraș era acolo la noi. Lucru care ar putea fi pus în practică și la Deva. Da. De ce nu inclusiv s-o cu, inclusiv cu cei din Horeca din oraș. Ne putem organiza să facem un street food, ceva de genul ăsta, să zicem. Sau o chestie organizată așa foarte mișto la cetate, pentru că acolo e... Am găzduit astfel de evenimente. Deva găzduit, făcute de alții. Dar nu exact, nu făcute de antreprenorii de aici. Banii au plecat, s-au făcut aici bani, de alții și au plecat. N-ați reușit să vă dați mâna unii cu ceilalți pentru a face un astfel de eveniment? Nu s-a încercat lucrul ăsta, sincer, spun. Dar acum, dacă se face asociația, îmi plănuiesc că ONG-ul, am putea să facem lucrul ăsta. Eu am o idee veche a mea. Tu știi de ea și mă repet. Ideea mea e veche, dar cu un impact foarte mare. Dar de actualitate. Mare. Da, și un impact foarte mare asupra cetății, strict a cetății și inclusiv a turiștilor. Am vrut să fac, să înconjur cetatea cu pizza undeva la 200-300 de metri. Aveam bucătari, care pizzeri de domnici care vreau să mă ajute. Aveam sponsori mari care au dorit să vină să mă ajute. Doar că nu s-a putut face. Acum sper... De ce nu s-a putut face? Dau din numeri ca și ceilalți care mi-au spus că nu se poate face. Din cauza unora din primărie. Știu, cine nu mai sunt în primărie, apropo, da, nu mai sunt în primărie. Nu actualul primar, din spatele lui, care nu mai sunt acum primar, care mi-au pus piedici. Doar că partea de ce promovare care am dorit să o fac și sper că anul viitor să reușesc să o fac, era un impact foarte mare, pentru că nici o țară din lume, și mă repet, nici o țară din lume, cu nici o cetate din lume, nu a fost înconjurată cu pizza. A fost făcut în Napoli, 2 km de pizza, legaz, aia e record mondial. Dar o cetate înconjurată cu pizza n-a mai fost. Și impactul era foarte mare și cu siguranță va fi partea turistică. Vor veni televiziuni, vor veni turiști, vor veni bucătari numiți din prieteni de-a mei, că până la urmă mi-s prieteni toți, care vin și vin pentru mine să mă ajute. Și eu zic că va fi un impact foarte mare în istoria cu cetății de Deva. O să vorbim de un record, nu? Da, mi-au mai spus niște colegi de-a mei din București, care tot așa sunt foarte buni profesioniști, care mi-au spus, zice, posibil să nu mai fie în Facebook așa ceva. Și atunci zice, hai să luăm legătura, să vedem dacă vrei să facem, luăm legătura că este reprezentantul lor în București, vedem dacă ne iau în vedere sau nu ne iau în vedere. Și să o faceți ca la cartea recordurilor. Da. Dacă se va face, atunci vom lua legătura cu ei și vedem dacă
intrăm sau nu intrăm. E nevoie de astfel de acțiuni care să fie permanente pentru a putea să ai așa, nu știu, da, continuitate și da, oamenii să știe, măi, vine luna august sau vine octombrie, știm că se va organiza acel eveniment gastronomic. Lumea e gurmandă și atunci dacă vii cu festivalul mici, nu trebuie să fie festivalul mari, mici, cu tot felul de nebunii, sunt o grămadă de producători locali care se aduce, să faci cu, nu știu, zic acum vine, cu ceaune, cu ceva ce nu s-a mai făcut până acum, am făcut cu mici, cu alea, ok, și aia sunt ai noștri și vișli, până la urmă tot noi, din zona noastră, renumiți, ar fi, nu știu cum să zic eu, să nu facem. Dar putem face și cu, inclusiv cu pizza, eu am făcut pizza în Vârf de Munte. Bine, tu ai făcut pizza dintre cele mai excentrice, să spunem, sau de la cele mai simple la cele mai... Asta în life cooking-urile în care mă duc, da, nu le fac, nu o să fac niciodată pizza normală, să fie pizza ieșită din comun, pentru că, până asta e ideea, să atragi clientela cu altceva. Dar într-un festival, la noi, putem face și pizza normală și tot felul de... cu produse locale putem face. Și acum chiar o să căpăresc cu cineva în care o să iau miere, o să iau produse locale și o să le folosesc în pizza. Chiar o să am un eveniment foarte mare în septembrie, Festivalul Peștelui Durabil din Mamaia, în care vin 10 țări, 70 de copii. Bucătari o să fie doar bucătari, copii. Copii bucătari. Copii, da, nu. Care o să-i jurizăm, o să... Un eveniment destul de mare. 10 țări din Europa care sunt reprezentante, cel puțin turcii, din ce știu, vin cu 25 de copii. Din Turcia. Slovenia vreo 8, Italia vreo 3. Nu mai știu cum chiar din cop, dar spun foarte mult. Vine ministrul turismului din Malta, din ce știu. Vom avea și noi reprezentanți? Eu din, da. Da, datorită mie am luat legătura cu cineva, să nu zic, dăm nume în moment, dar și mi-am promis că vine. Mă sper să vină, pentru că e un festival la nivel destul de mare și 14 ediții sau 15 ediții, în care în fiecare an a fost reprezentat a guvernului acolo. Pentru că e un eveniment destul de mare, la nivel destul de și cunoscut evenimentul. Fii și numai, mai ales că sunt copii. Și dacă vezi ce farfurii fac copiii, nu e bine să vezi. Vorbim de copii de ce vârste? Până în 18 ani. Și nu au voie să folosească decât pește din Delta sau din Marea Neagră. Nu au voie somon sau pește din pe ocean, nici nimic. Doar zic pește românesc. Noi le oferim peștele și le aleg ei și îl folosesc. Și vin cu farfuria surprinsă. O să-ți arăt poze, să fii surprinsă când un copil de 12 ani a făcut un pește în care nu, să crezi, mulți bucătari nu-l fac. Poate se supără pe mine, dar asta e adevărul. E bine să știm să și recunoaștem atunci când cineva face un lucru mai bun decât mulți alții cu experiență chiar. Dar acești copii sigur au un viitor strălucit în bucătărie. Cu siguranță. Și era chiar român. Și cu siguranță deja știu că lucrează într-un restaurant din, cred că din Iași. Acum vara cu siguranță lucrează acolo, e un salon de evenimente și ajută și are de ce să învețe. Vei găti și tu acolo sau vei fi doar în juriu? Nu vă juriza acolo, e parte de bucătare și atunci voi face live cooking doar cu pește, doar eu folosesc și pește. Nu ești în concurs și atunci îți permiți să depășești acele granițe. Am făcut, știi foarte bine că am făcut acum 2 ani cu filet de crocodil. Acum am dat o idee bună cu rechin și cred că voi face cu rechin. Da, până la urmă e o chestie liberă și până la într-un live cooking poți să faci ce vrei tu. Și... E o chestie liberă, doar că acele ingrediente, acele produse pe care le folosești, trebuie totuși să aibă o legătură, că așa ajungem la o șaurma cu de toate și... Nu, acum am grădit în glumim, dar am și clienți care sună și îmi dorim o pizza cu de toate. Nu ai cum să faci pizza cu de toate. Ești sigur că vrei cu de toate? Da. Nu, regula acum, regula scrisă în toate astea de pizza, în regulă scrie că ți-o să ai 5 ingrediente, maxim. Fără luat. Și în România? Da, să știi că nu. Nu, eu spun cazul meu. Se întâmplă să ceară cu pizza cu de toate, dar să știi că nu. Chiar sunt bine și având pizzeria 10 ani, deja lumea mă cunoaște. N-am mai schimbat meniul de foarte mulți ani și acum trebuie să spun și ție în așa prima audiție că cred că jumătate din meniu nu va dispărea, va veni încă jumătate în plus la ingrediente noi.
păi oricum ai o listă extrem de generoasă. Fac, cu 20 de pizza. E cam, da, mult, totuși, da, comparativ veni, cu altele. Voi veni acum și voi veni cu o pizza dulce, surpriză va fi, adică nu fineti, nu totuși cu tot altceva, și cu produse locale o să pui pe ea. Partea de fructe o să fie produse strict locale de la noi. Abia așteptăm să, să le încercăm. După ce mă reîntorc din Mamaia, atunci o să fac meniul tot. El deja e început, dar din septembrie, după ce mă întorc din Mamaia de la Festivalul Peștelui, atunci o să fac și o să-ți trimit gratuit la anumiți clienți. Nici nu spun la cine și cum. Va fi surpriză. Da, va fi surpriză în care să o trezi acasă cu pizza dulce din partea noastră, că nu sunt doar eu la pizzerie. Toată echipa acolo. Da, da, da. E important să vii de fiecare dată cu ceva nou, chiar dacă sunt convinsă majoritatea clienților tăi sunt deja fideli anumitor tipuri de pizza, anumitor preparate pe care le realizați acolo, dar e nevoie de noutate? Tot timpul. Cel puțin la 2 ani am trebuit să mai vin cu produse noi. Toate merg. Adică n-am scos niciun meniu de care am deschis. Și doar am adăugat. Și tot așa vă face și acum, voi adăuga. Produsul o să fie un pic pizza gourmet, un pic mai scumpă, dar nu ține de strict de mine, dacă ar fi după mine aș da o la un preț super, super rezonabil, mai decent, dar nu-mi permit produsele. Fiindcă sunt produse importate, sunt produse scumpe, știi, adică poți să faci compar într-un ficat de găină și un foie gras, știi? Una din găina nostru, care mie ăla îmi place mai mult decât fograul, sincer îți spun, e mult mai ieftin. Și atunci așa aici, stăm, de exemplu, să înțelegi și vin niște produse foarte scumpe și atunci nu pot să pun un preț în care să nu câștig și eu măcar 10%, 15% din produs. Ne-ai obișnuit și am văzut de-a lungul anilor în competițiile la care ai participat cu nume grele din bucătăriile internaționale. Ai venit cu pizza cu aur, cu acel filet de crocodil. Sunt multe, cu multe, multe. Nu multe, nici... mai multe. Te-ai gândit să introduci astfel de preparate, măcar ocazional, în pizzeria ta? Nu m-am gândit. Dar nu e ideea rea să fac o dată pe lună în anumit interval sau bine, să anunț clienții din timp că voi face, nu știu, pizza cu carne de vită, am făcut, sau cu carne marinată de berbecuță, știi, care nu sunt, nu le găsești în pizzerie. Care e cea mai excentrică pizza pe care consideri tu că ai făcut-o până acum? Cea cu fileul de crocodil, chiar a fost cea mai excentrică. Din punctul meu de vedere, adică și ingrediente scumpe și cea mai scumpă, ca și preț, a fost pizza neagră cu foie gras, cu caviarul, care a fost foarte scumpă, cu făița de aur, care nu e foarte scumpă, aurul, dar aia a fost cea mai scumpă, dar cea mai extravagantă a fost cea cu file de crocodil, care, nu știu, în România cred că nu face nimeni. O vom regăsi în meniu din toamnă? Posibil, da, nu. Se găsește acum și filă de crocodil și de cămilă și de... De cămilă? Da, este. O să găsești. Interesant. Sunt de cămilă, și zebra am avut în mână. Dar foarte scumpe, înțelegi? Atunci, nu știu dacă lumea ar accepta să vii cu, de exemplu, zebra. Dacă spui că vui pizza cu carne de zebră... O să-ți sară ONG-urile în cap. Nu o să sară ONG-urile, pentru că sunt agrementate lucrurile astea. Dar nu știu, cu struț, cu alea iară e așa, posibil să fac ceva, să mai aduc ceva noutăți, dar măcar o dată pe lună. Așa, dacă le pui în meniu, nu cred că s-ar vinde. Ești și instructor în acest domeniu. Da, 3 ani zile. Nu știu dacă are rost să te întreb de ce ai ales asta, pentru că oricum ai foarte multe lucruri de făcut, participi la multe evenimente în țară, în străinătate, ți-ai mai luat un job, cum se spune, în plus, să fii instructor de pizza. E dorința mea să fac instructor, făcut în Italia, agrementat la nivel internațional, adică oriunde în lume aș putea să fiu instructor. O să încerc anul viitor să deschidem și printr-o asociație din Deva să deschidem în orașul Deva o școală de pizzerii agrementată de Ministerul Muncii cu diplomă, cu absolut tot,
și nu doar diploma, vei sta 5 săptămâni cu mine și vei învăța practic. Cu tot, practic și teorie. Și teorie, da, da. Foarte multă teorie. Deși noi spune da, ce e atât de complicat să frămânți un aluat și să faci o pizza. Deci, adică, eu am făcut un curs de făină în 2008, numai strict făină o săptămână de zile. Curs de făină? Doar să învăț făină, nimic altceva. Contează făina pe care o folosim în aluaturi? Că acum contează. Poate mai sunt doamne, domnișoare și domn, bineînțeles, care se uită la noi și sunt pasionați, să spunem, să facă acasă pizza. Aici putem poveste, alte emisiuni care îți povestesc exact ce se întâmplă cu făina, de unde începe până unde se termină. E o poveste foarte frumoasă. Doar că nu, puțină lume o pune în practică. Deci nu folosim făina de cozonac pentru pizza, nu? Nu, niciodată. Făina de cozonac folosim la prăjituri, la cozonac și foarte bune. Face dar diferența. Face diferența, da. Sunt niște făini speciale. Eu întreagă emisiune care pot să-ți povestesc numai despre făină, după aceea partea de dospire, tehnica de lucru, inclusiv malaxorul care l-ai, dacă nu ce trebuie, nu ți iese aluat niciodată. Vor învăța aceste tehnici cei care da, vor dori să vină la școală, să-i spunem. Nu vor trece examenul dacă nu vor ști lucrurile astea. Pentru că, până la urmă, e numele meu în joc. Și nu pot să dau la cineva o diplomă dacă, doar dacă a plătit cursul. Deci și ești un instructor exigent. Păi, așa trebuie să fie tot. Din punctul meu de vedere. Adică dacă vrei să înveți, eu te învăț tot, cap-coadă, absolut tot, și tu nu înveți decât 10%, nu am cum să am încredere în tine că te vei duce la o pizzerie, de exemplu, și vei spune că ai diploma de pizzer agrementată în Ministerul Muncii și să nu știi să faci nimica. Până nu ce scrie, numele meu scrie jos. Exact. Și atunci cel care e proprietar mă va suna, poate. Și m-a spune, ce l-ai învățat? Nu l-ai învățat nimic. Că nu învățat nimic. Și atunci nu o să fac lucrurile, nu o să fac capatele. Știu că poate, cum zic, nu e exigent, dar până la urmă, cam așa trebuie să funcționăm noi, în orice domeniu. Și este nevoie de, așa cum spuneam și mai la începutul emisiunii, este nevoie de oameni care să știe să-și facă meseria așa cum trebuie, ca la carte. Da. Pentru că în prezent, în acest domeniu al ospitalității, sunt, mai ales pe perioada aceasta sezonieră, această perioadă de vară, sunt timulți tineri care nu cunosc ceea ce înseamnă, nu știu, ospătărie, bucătărie. Știu, pe mine mă bucur. Încearcă, da. Doar că au nevoie, iată, și de această bază. Dacă îi sprijină cineva, spune că o să fie super calificat. Dacă nu îi sprijină. Am mai fost în județ un astfel de curs, un astfel de... Ce vreau să fac eu? Da. Nu. Am făcut pentru copii. Am făcut pentru copii cu Ioana Bogdan. Am făcut cred că de 3 sau 4 ori pentru copii mici. Am avut și la 4 ani. Și mi-am făcut cel mai frumos aluat, să știi. Cel de 4 ani, bine, l-am ajutat, am ținut eu bolul în care să frământe, dar să știi că e și cel mai bun aluat. Pe surprindere mea. Cu siguranță veți avea urmașe da. în acest domeniu. Da, să știi că n-am mai fost, dar eu sper să vină și din județ, nu numai neapărat din țară. Trebuie să fie la nivel național. A, deci nu o să vă adresați doar hunedorenilor? Nu, să fie la nivel național. Și eu mai încă o chestie care nu că mă deranjează, dar trebuie să o spun, că nu țin în mine și... Nu e bine, eu pe Facebook, spește, după aia eu pe Facebook nu scriu nici dacă când pun unii poze, nu te comentez, pentru că nu vreau să comentez lucrurile astea, nici dacă mă duc și mănânc într-un restaurant și dacă nu-mi place nu spun nimica. Nu scriu nicio recenzie pentru că știu ce e spate și posibil să fi greșit să răcu atunci odată și atunci să ne la mine și nu pot să fac lucrul ăsta să scriu recenzii pe astea. Ce am încercat și inclusiv cu asociația care e un ONG să fie, la nivel județean, eu mă ofer în timpul meu liber și când pot, pe cei care doresc să îi ajut pe partea de consultanță la pizza, benevol, fără niciun ban, niciun renumerat, nici, adică nu vreau bani de la nimeni, să mă duc să-i ajut măcar o zi, să le fac o degustare de pizza și să-i ajut să îmbunătățească lucrul ăsta. Pentru că contează pentru mine lucrul ăsta. Dar de ce ai face? Unii se vor întreba de ce ai face lucrul acesta pentru în condițiile că... în care tu ai propria ta afacere, îți merge bine, de ce să le meargă da, și celorlalți? Da, adică sunt, poate sunt în Valea Jiului, nu? Care au o pizzerie deschisă, să face, poate nu au. De ce să nu mă duc să-i ajut? Aha, țegă.
în Brad. Nu știu, nu știe. Nu zic că mă duc orașe. Eu mă duc cu mare drag. Cine e interesat și vrea, aia este numărul de telefon la pizzerie, dacă nu las numărul de telefon la pizzerie să-l dea, eu cu drag mă ofer să-i ajut o zi sau când stabilim, fără niciun ban, nu le iau, doar să... Deci ești dispus să mergi în bucătăriile altora pentru a-i sprijini? Da, pentru că o fac pentru alții în alte județe. Am făcut-o în Constanța, am făcut-o în Bistrița, am făcut-o în Vâlcea și în alte părți. Păi ce să nu fac pentru cei din județele la noi? Și în Deva. Acum nu știu unde în Deva m-a chemat cineva, dar în alte orașe din Deva, din județ, cum ar dacă mă duc? Pentru că, până la urmă, și ei, dacă au greșesc, cum, de ce să ne corectăm? E posibil să greșească. Posibil să greșesc și eu. E adevărat. Dar eu mă ofer... În meseria asta înveți toată viața, nu? Absolut. Absolut, clar. Dar dacă cineva e interesat, poate să mă contacteze, eu cu bani drag mă duc. Fără niciun bani, adică nu. Doar să fac o degustare și să le spun aici mai trebuie muncit, ceva aici trebuie, care sunt, că sunt mulți încăpățânați. Și atunci... Asta e problema, da. Exact. Dar uite cum spun la televizor, și emisiunea a fi dată pe fost, eu mă ofer gratuit să ajut pizzeriile din județul Hunedoara în timpul meu liber să îi ajut să monetizească aluaturile, ingredientele și meniul. Asta înseamnă că o să le vinzi, între ghilimele spus, și unele secrete pentru aluat? Da, că... nu sunt secrete, acum știi cum e, nu e chiar așa. Pentru secret. Unii sunt secrete, pentru că nu au baza pe care o ai tu în ceea sunt ce cărți. Privește sunt cărți. Pizza. Sunt cărți în care pot să citească. Am o carte primită de la exact ce care a scris-o, e vreo că e limba engleză, se cheamă Biblia Pizzei, de la Tommy Gimigiani, am cunoscut în Las Vegas, unul dintre cele mai mari pizzerii din lume, care are o carte scrisă, dacă citi cartea aia, pe secțiunea ta de pizza clasică sau pizza napoletană, nu ai cum să greșești. Deci nu ai cum, efectiv nu ai cum. Doar dacă nu o citești, da. Unul le lipsește documentarea, da. Minimă, să există înțeleg. Cărți, există tot felul de, pe YouTube, tutoriale, da, și... Nu o să-ți dea mură, nu o să-ți dea tot în tutorialele ce am văzut și eu. Dar o bază o ai. Pare poți să o faci tu cum vrei tu. După gustul tău. Dacă ție îți place și la client îi place, că până la urmă despre client e vorba, continuă. Ai făcut pizza care să-ți placă ție și clientul să zică nu? Nu. Nu? Nu, nu am avut niciodată. Pentru că în mintea ta știu că sunt atât de multe combinații tot nu, mai deosebite care... și românii sau unii dintre ei de obicei nu au aceleași gusturi, să spunem, pentru că tu ai gătit în multe țări, ai gătit alături de renumiți șefi bucătari și atunci ai altă viziune asupra mâncării. Noi ăștia mai de rând așa nu prea... N-am avut și bine, nici n-am venit cu nu știu ce... meniul complex să vând. O să vin acum, o să vin în septembrie, o să vedem. O să dau răspuns la întrebarea ta în anul viitor. Dar nu n-am avut. Nu, chiar n-am avut niciodată să zic că mie îmi place și la client să nu-i placă. Nu, n-am avut. Și asta e bine. Până cu siguranță. Și iată, 13 ani de activitate spune multe în acest moment. Chiar în momentul când am vrut să deschid mulți prieteni, să zicem așa, spuneau, n-ai cum să deschizi, că doar cu nivel la domiciliu nu o să funcționeze, dacă n-ai un local, că lumea nu te cunoaște, că, ei, uite că a trecut atâți ani și... Te-ai ambiționat chestia asta. Da. Știi că da. Foarte mult. Ai dorit să demonstrezi că se poate și asta, așa. Da. Se poate și mai s-a mai deschis la fel ca și mine, nu știu, încă două, trei. Super tare, din punctul meu de vedere, concurența te ajută. Și vezi, am fost pionier, să zicem, în strict pe livrarea domiciliului, pentru că erau, știi foarte bine, erau pizzeriile vechi care aveau și restaurant și livrări. Dar uite că prima m-a răzbit și mergem înainte. Destul de bine. Sau care sunt cei mai mari, să zicem, șefi alături de care ai gătit? Sau poate ți-ai dori să ajungi să gătești la un moment dat? Nu știu, m-am dat o întrebare. M-am gătit din România cam cu toți cei cunoscuți și cei care la televiziune și care sunt câțiva care nu apar la televiziune, dar sunt foarte buni. Am gătit cu toți în România.
Am gătit și cu bucătarii străini. Unul dintre ei a fost bucătarul, 10 ani de zile, bucătarul reginei Elisabeta. Nu, Elisabeta din Anglia, ce-o decedat. 10 ani am lucrat acolo. 10 ani după ce a lucrat la președintele George Bush. Acum nu vin minte așa, nici după nume, că mă tot gândesc cu ce. Da, sunt mai complicate unele nume pe care cu le-am. Cine aș lucra? Mm. Cu Gordon Ramsay. Mă așteptam, nu știu de ce. La, pentru că și el a început să facă pizza mai nouă, că îl urmăresc. E cu el aș lucra, aș încerca să am o colaborare. Ce e greu, dai seama că nu se va întâmpla, dar nu se știe niciodată în viața asta când ajungem. Sunt convinsă că ai mai spus în urmă cu mulți ani despre anumite lucruri că nu ți se vor întâmpla și s-au întâmplat, da. Așa, dar așteptăm imaginile când vezi să gătim împreună. Da, uite, cu el acum mi-a pus întrebarea, m-am gândit că el aș vrea să lucreze, măcar o zi. Și pentru cine ai gătit, să zicem așa, nume sonore? Aici e lista lungă, nu? Bă, lista lungă nu este, pentru că și spun că n-am gătit pentru nume sonore, am gătit în 2019 la summitul NATO din Sibiu și am gătit pentru 25 de prim-ministri și președinți de stat. Mai sonor ca asta nu pot să spun că sunt, știi? Dar ne așteptăm la nume, nu știu, actori, celebri, președinți, acolo au fost. Am stat și chiar am discutat cu primul ministru al Italiei, care era în acea perioadă guverna Italia, pentru că eu de 10 minute am povestit cu el. M-a întrebat dacă se mănâncă pizza în România, dacă se mănâncă paste, dacă se înțelege bine cu italienii. Au o discuție foarte interesantă, că de 10 minute aproape am discutat cu el. Și a mâncat pizza? A mâncat de la noi de acolo, da. Da. Noi făceam mâncare pentru ei, pentru că aveau seara la o promenadă, era o zonă închisă, în care nu puteai să intri decât ei intrau seara, super păzită, nu dai seama. Îți pot să spun așa din culise, în momentul când știam că vin, veneau cei de la securitate, securitatea lor sau securitatea românească, ne luau cuțite, rămâneau cu ligune de lemn, atât mai rămânea pe masă. Pentru că așa era protocolul și era ceva normal să fie așa. Dar cam pentru ei am gândit așa. Ce? Cunoscuți. Se știe că Italia este nu mama pizzei adevărate. Nu putem contesta lucrul ăsta, da. Și cei care au fost acolo știu cu siguranță ce înseamnă pizza adevărată. Bine, și acolo diferă zona de Napoli, un fel de pizza, zona Romei, zona de nord, alt tipuri de pizza. Deci și la ei discuțiile astea, dar acolo e. Nu putem să contestăm lucrul ăsta. Adică nu putem zice că noi suntem cei mai buni și noi facem, nu, ei fac. Poți sau poate să ajungă un român să prepare o pizza precum cea din Italia? Sunt și acum în România mulți care fac asta. Dar nu italieni, români, dar ei noștri. Da, da, care au lucrat acolo și au venit. Chiar acum am cunoscut un român la Campionatul Mondial în Parma, care are locul 7, lucrând în Franța și în Italia, cred că o să mă audă, o să te interesează să vadă, locul 7 la pizza vegană a luat. Din 700 sau 300, nu, 300 și de concurență pe vegan. Foarte bun. Și acum deschidem la noi în Cluj o pizzerie. Negoci cu partea vegană. Te zic, da, no, sunt mulți, cum sunt foarte mulți români care au lucrat dincolo și eu am mulți prieteni. Și în Italia am mulți prieteni români care au pizzeriile lor în Italia. Și funcționează de ani de zile. Asta e așa un paradox. Mari șef bucătari se înțeleg, unul din România, altul din Brazilia, din Anglia și așa mai departe, dar uneori la nivel local nu prea există aceeași legătură. Asta e cumva... Asta chiar nu știu să spun, pentru că nu am fost niciodată pus în... Mă știu cu mulți din proprietarii de pizzerii din județ, din oraș. Dar n-am avut niciodată chestia asta de... să nu discutăm, sau dacă mă întreabă unul dintre ei ceva să nu răspund, nu, chiar nu. Eu, cel puțin eu. Eu așa sunt. Nu știu ce era, să zic, dacă între ei alte discuții. Eu cu cei care... N-ai simțit niciodată? Nu. Nici nu te interesa, probabil, nu. Prea tare? Nu. Îmi văd de părticica mea și atunci nici nu... Nu pot să zic că... Poate, nu știu, între ei să fie discuții. Dar nu cred. Poate acest ONG care s-au pus de fapt bazele acestui ONG, că va mai schimba puțin concepția. Sper. Concepția. Înainte. Da, și eu zic la fel.
că până la urmă uniți se da, pot nu poți face, decât, face lucrurile da. Mult mai bune. Și sunt de mult din multe domenii de activitate. Adică și se întâmplă să ai nevoie de cineva. Uite, eu am avut nevoie de tricouri, l-am cunoscut, mi-a făcut. Sau cărți de vizită. Nu aveam unde să fac, l-am cunoscut la prima întâlnire. Și am și făcut cărți, am și colaborat cu ei. Și sunt. Și cu siguranță vor continua lucrurile astea, pentru că la multe să ne ajutăm unul cu altul. Da, acesta este viitorul, să spunem, din acest punct de vedere, ultimul minut din această emisiune. Care e următorul mare pas, să spunem, pe care tu, ca antreprenor, ca om de afaceri și ca instructor de pizza, îți dorești să-l faci sau ar trebui, consideri tu că ar trebui să-l faci? Păi nu, deja am început să fac. Acum vă spun prima audiență așa. Am început să colaborez cu o fabrică din la noi din țară, în care voi face aluaturi precoapte, nu congelate, precoapte, cu termen de valabilitate destul de mare, undeva la 30-40 de zile, în care voi ajuta antreprenorii care nu au personal să le dau aluaturile după rețetele mele, în care va fi foarte simplu să facă o pizza punând pe ea sosul și ce mai are în meniu. După care vreau să ajut pensiunile din județul Hunedoara care doresc să aibă pizza, dar greu să aibă utilaje, să aibă oameni doar pentru pizza și atunci voi veni cu aluaturile mele, plus ei vă ajuta cu un cuptor mic pentru o singură pizza la 2,20, nu la 3,80, că toată lumea are curent 3,80 și vă ajuta să aibă și în meniu pizza, pentru că orice pensiune, având copii, cu familii, copiii cer pizza. Și atunci vine în ajutorul pensiunilor și pe această cale, dacă cineva e interesat să mă contacteze, îi ajut cu mare drag și asta va fi, cred că, business-ul care îl voi ataca foarte tare în următorul an. Asta nu înseamnă că îți vei neglija toate celelalte activități pe care le ai. Nici. Nu se pune problema. O să te așteptăm în perioada următoare să vedem dacă într-adevăr sunt cei care au pensiuni și sunt din ce în ce mai multe pensiuni județul Hunedoara, că din fericire avem o greutate din punct de vedere turistic, mai trebuie să știm cum să gestionăm toate aceste lucruri și să vedem dacă într-adevăr sunt interesați de această colaborare până la urmă. Colaborez momentan cu o pensiune din Arișeni, la care am fost. Mă voi duce în continuare și ajut foarte mult. În care au tabere iarna și au nevoie de partea asta de bucătărie. Da, și atât timp când nu au oameni care să lucreze în bucătărie, problema, este cu aluaturi, cu absolut tot ce vin cu varianta în care știu că e aceeași calitate la aluat, nu se schimbă absolut nimica, cu validitate mare, pentru că asta e important, nu sunt congelate, în care să-și pierdă din proprietăți. Și cam asta va fi, din punct de vedere, viitorul multor localuri, restaurante și pizzerii. Îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Mai fi avut multe de discutat, dar deja am depășit timpul alocat acestei emisiuni. Mult succes îți doresc în mulțumesc tot ceea ce faci. Mulțumesc tare mult de invitație și să ne revedem cu bine și cu noutăți. Cu noutăți, da. Exact. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!